În jurul datei de 15 august vor fi terminate și ultimele lucrări de reabilitare la corpul B al Colegiului Național Roman Vodă. Conducerea primăriei este convinsă că, printr-un ultim efort financiar, s-ar putea începe cursurile școlare ale noului an de învățământ în acest imobil consolidat. Din păcate, Ministerul Educației nu a reușit să asigure și mobilierul școlar necesar sălilor de clasă existente. De la Direcția Tehnică vă pot informa că în jurul datei de 10-15 august vom avea gata și în interiorul Colegiul Național Roman Vodă, corpul B, ceea ce ne duce cu gândul că am putea să începem acolo anul școlar următor. Problema care există este vorba de mobilier, demersul pe care noi l-am făcut împreună cu școala, prin intermediul inspectoratului la minister, nu a dat resurse, nu a dat soluție și deci n-am găsit resurse. Urmează astăzi, după conferința de presă, să am o ședință cu directorul Colegiului Național Roman Vodă, cu administratorul și cu șeful direcției tehnicii din primărie. Conducerea primăriei Roman și cea a Colegiului Național Roman Vodă caută soluții de recondiționare a mobilierului de rezervă care există în depozitul primăriei și cel al Colegiului Național Roman Vodă. În baza de materiale de la liceul numărul 1 de sus și în corpul de ateliere de la Roman Vodă, de la corpul B, să vedem ce mobilier avem acolo, ce putem retușa, ce putem repara din el și ce necesități, ce mai are liceul și ce necesități ar avea prin care să putem asigura la un nivel măcar de calificativ bun începerea anului școlar, urmând ca în fiecare an, pe urmă, să încercăm să mai rezolvăm din aceste probleme. A existat la un moment dat o discuție și chiar am crezut că se va putea rezolva această problemă, ținând cont că Comisia Europeană, Guvernul României și Primăria Municipiului Roman au pus în joc sume importante din bani pentru acest proiect european, care iată se apropie de sfârșit și mulți n-au gândit că vor mai vedea reparat corpul B a Colegiului Național Roman Vodă. Iată că se finalizează în această vară, așa cum am promis. Conducerea primăriei este nemulțumită de faptul că Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar nu au făcut eforturi de a rezolva problema mobilierului care intră în responsabilitatea lor. Partea de mobilier era o problemă pe care am crezut că Ministerul prin Inspectoratul va putea rezolva. Din păcate, această soluție n-a dat rezultatele scontate și, ca în vorba aceea, te duci în sat și dai de știri via ca să faci cum poți, vom încerca să rezolvăm tot noi această problemă. Nu o știu pe de rost. Dă-ți seama. Ei, 5 e o glumă să fie 5 săli. Vorbim de 15, 20, 25. Nu vorbim de o sală, 2, 3 săli, nu i-ar fi o problemă. Problema e când vorbim de 20 și ceva de săli de clasă. Mai ales că o parte din ele au fost amenajate în acest proiect pe ideea de laboratoare. De asta vreau să am o discuție cu conducerea școlii. Mă interesează în mod deosebit să văd ce au ei ca și dotare din laboratoarele care au existat, bază materială, și plecând de aici să vedem ce suport avem și ce putem construi mai departe plecând de la ce au ei. Conducerea primăriei speră ca pe parcurs să găsească fondurile necesare în vederea achiziționării de mobilier școlar nou și de dotarea laboratoarelor care vor funcționa în noul imobil reabilitat pe fonduri europene.